încântat să fiu astăzi aici. România se află pe penultimul loc din Uniunea Europeană în ceea ce privește reciclarea și reutilizarea bunurilor. Astăzi, Primăria Municipiului București, în Direcția Generală de Asistență Socială, în parteneriat cu Asociația Ecodurabil, deschide acest centru în care ne dorim să primim donațiile bucureștenilor, să le colectăm, să le sortăm, să le igienizăm și să le redistribuim persoanelor vulnerabile. Vă așteptăm în fiecare zi între 10 și 20, în calea Plebnei numărul 98, pentru a face oameni mai fericiți. Vreau să invit un domn cu suflet mare, cu inimă și mai mare, care reprezintă cea mai mare companie de reciclare din lume și în același timp reprezintă Coaliția pentru Economie Circulară. Ceea ce facem noi aici. Ei sunt cei care, să spunem așa, sunt mentorii noștri. Sunt cei care au reușit să dezvolte și să facă niște proiecte inovative și niște proiecte care au demonstrat că se pot duce mai departe și ajuta. Domnul Constantin Damov. Bună ziua, sunt Constantin Damov, președinte Green Group România și președinte Coaliția pentru Economie Circulară. Vreau să-i felicit pe inițiatori. Astăzi este un moment colosal pentru București, chiar dacă la prima vedere pare un pas foarte mic. Este un drum către un oraș circular, este un drum către sustenabilitate. Când vorbim de donații aici, nu vorbim de donații în bani. Și o să vedeți că sunt donații ale acelor obiecte pe care noi am putea să le aruncăm și ar deveni deșeuri. Deci aici vor fi donații în potențiale deșeuri. Asta înseamnă economia circulară, să prelungim durata de viață a unui produs. Și atâta timp cât cei cu bani, la un moment dat, vor să schimbe pentru confortul lor sau pentru că au auzit de un nou trend sau știu eu ce vor să mai facă și se debarasează de un obiect care este încă în funcțiune, există o piață socială care, de fapt, am ținut-o foarte mult timp să nu fie la vedere. Această piață socială reprezintă suma tuturor nevoilor societății, iar aceste donații reprezintă suma risipei noastre. Iată cum economia circulară rezolvă dintr-o dată o problemă a risipei, pe de o parte, și o problemă socială. Ca reciclator pur sânge pot să spun că reciclarea este ultima soluție pentru societatea noastră. Cei trei R astăzi ar trebui să fie refuză, reduce și reutilizează. Să refuzăm lucrurile care sunt făcute cu exces de materiale. Să reducem prin reutilizare generarea de deșeuri. Felicitări! Vom susține acest parteneriat și sperăm ca în fiecare oraș să apară o astfel de inițiativă. Vă mulțumesc! Cred că nu are sens să zic foarte multe cuvinte despre UIPR. Cu toții știm cine este UIPR. Avem alături de noi pe vicepreședintele ale statului, pe care o să-l invit aici. Nu înainte de a spune un lucru foarte important. Acest concept pune accentul foarte tare pe educație. Pe educația normalității, pe educația atât din punct de vedere educația clasică, de a sprijini grupurile vulnerabile în a învăța și a-și putea face temele, cât și de educația normalității. Aici vom face cursuri de prim ajutor, cursuri de siguranță rutieră, workshop-uri de meserii și încercăm să educăm într-un simț civic al normalității. Alături de proiectele educaționale sunt toți partenerii noștri, dar pregătire noi de la UIPR și vi-l prezint pe domnul Alex Tatie, vicepreședinte de UIPR România. Vă mulțumesc, bună ziua! Sunt foarte încântat să fiu aici și sunt puțin emoționat, să vă spun sincer. Mesajul meu este foarte simplu. Suntem parte din comunitate și suntem foarte mândri de acest lucru. Și
Ne dorim să contribuim cât de mult putem. Pentru noi educația e extrem de importantă și ca parte din fundația Egalitatea noi vă stic foarte mult. Am reușit să oferim o educație mai bună la 25.000 de copii de-a lungul timpului. Și ne dorim să vedem potențialul uman. Pe lângă faptul că noi ne ocupăm de roboți, ne dorim foarte mult să vedem potențialul uman, să creștem acest lucru și să fim alături de comunitate, să fim alături de cei care au nevoie de ajutorul nostru. Vă mulțumesc mult! Alături de noi se află cea mai mare retailer din România, care se numește Kaufland. Nu cred că are sens să spun foarte multe lucruri despre acest brand. Decât să spun că au devenit partenerii noștri, cred în noi, și așa cum ei au reușit să ajungă liderii în România, așa ne dorim și noi ca acest concept să ajungă un model care poate fi replicat în toată țara. Un model care va ajuta din ce în ce mai multe persoane. Și am ocazia să invit pe Loredana Samoida, manager PR ca Oca România. Presupun că toată lumea a impresionat că acest proiect este unul remarcabil pentru România. La Kaufland avem un proiect că implicarea face diferența. De aceea, atunci când Chris ne-a contactat, nu am putut decât răspunde pozitiv. Și ne dorim să extindem acest proiect oferind o mână de ajutor, cum este și campania denumită, și să extindem pe cât se poate la nivel național. Acum, tot ce ne dorim să comunicăm comunității este să reutilizeze, să recicleze și să nu arunce. E important să dăm o viață mai lungă lucrurilor pe care le avem pentru noi, pentru comunitate și, de ce nu, pentru copiii noștri, pentru a se bucura pe o perioadă mai lungă de o planetă curată, fără deșeuri, și să aprecieze mai mult valoarea lucrurilor. Felicitări încă o dată, mult succes! Nu putea să lipsească industria Floreca și am zis să aducem o persoană cu o inimă foarte mare, cu un suflet foarte mare și o prietenă care a fost alături de noi, care reprezintă cel mai mare distribuitor pe zona de food din România. Este cea care, așa cum a pus umărul și ne-a ajutat și și-a creat o companie recunoscută, așa a pus umărul și ne-a ajutat să putem deschide acest centru. Și nu pot decât să-i mulțumesc. Ea este Carmen Sapu, fondatoarea Parma Food. Bună ziua! Cuvintele sunt de prisos. Ambele vorbitorii mei s-au exprimat, au spus. Eu ce pot spune că, mă rog, compania pe care o reprezint a venit necondiționat alături de proiectul tinerilor, acești tineri întreprinzători. Tot ce sfătuiesc este pe toată lumea, prin intermediul vostru, al rețelelor media, să ne alăturăm acestui proiect și, în general, acestor proiecte. Dăruiești și primești. Cred că asta spune totul. Vă mulțumesc! O zi minunată! De persoane din toate mediile. Printre noi și printre voluntari au fost medici, avocați, antreprenori, preot, antrenori de judo, psihologi. Toți am pus mâna și am dat o mână de ajutor ca acest concept să aibă loc și să-l putem deschide pe data 1 iunie. Eu trebuie să aduc recunoștința mea către colegii și prietenii de la Wings of Life, care ne-au ajutat foarte mult. Ei astăzi sunt reprezentați în fața dumneavoastră de un domn care ne-a ajutat și este alături de noi și este și reprezentantul Lexmark. Îl invit pe domnul Alexandru Pătrașcu să vă spună și eu două cuvinte din partea Wings of Life și Lexmark România. Mă numesc Alex Pătrașcu și sunt reprezentant al companiei Lexmark, care peste tot în lume sprijină activ acest tip de acte calitate. Suntem deosebit de încântați să întindem o mână de ajutor acestor copii care, bineînțeles, au mare nevoie de ajutorul nostru. Totodată,
vă mulțumim și mulțumim tuturor partenerilor din spate pentru că au făcut posibil ca acest centru să se deschidă azi în 1 iunie și mai ales Asociației Rebinbol, care prin dăruirea și devotamentul lor ne-au strâns pe toți la un loc și au reușit să ne facă să muncim împreună și să facem un lucru minunat. Totodată le mulțumesc și oamenilor din spate care au donat și care și-au răpit din timpul lor și au venit și au dat o mână de ajutor aici. Și nu în ultimul rând, prietenilor și colegilor și fraților mei din Mills of Life. Mulțumesc! Știu că de obicei sună ciudat, dar teoretic la inaugurare de orice locație ar trebui să tăiem o panghiță. Pentru că este ziua copiilor și pentru că noi ne adresăm copiilor, am dori ca acești copii minunați, care au fost greu încercați de viață, să taie. Așa că dacă puteți dumneavoastră să întoarceți camerele, aș avea rugămintea să-i filmăm din spate, am avut niște discuții prealabile. Fiecare va reprezenta câte o companie sau câte o persoană care a fost alături de dumneavoastră aici și v-a comunicat anumite informații. Să-i